La proiectul de hotărâre am avut în vedere repartizarea fondurilor unor primării din județ pentru lucrările necesare în localitățile respective. Bine că, având în vedere că s-a votat și rectificarea de buget, sigur că sumele care au fost acordate astăzi au fost sume mici, dar absolut necesare pentru acele comune unde am fost unul din inițiatori acestui proiect și care consider că prin banii care s-au repartizat pentru a face ceva pentru comună. Sigur că din totalul de 61 de comune din județ s-au alocat aceste fonduri la un număr de 10-12 comune, astfel încât am avut în vedere urgențele din aceste comune și nu numai, astfel încât să finalizeze o serie de lucrări începute în localitățile respective.